Ne-am întors la Interviews for Hope cu Alexandra, actrița tânără care are forță. Alexandra, hai să vorbim despre viziunea ta asupra lumii, asupra țării, comunităților, pentru că noi vorbim mult, am vorbit un pic în partea a doua. Deci, ce înseamnă pentru tine cuvântul etică, să zic? Etic pentru mine înseamnă atunci când am promis ceva cuiva și chiar mă țin de cuvânt. Uiteam un prieten american care mi-a dat cea mai bună definiție a integrității. Spunea că integritatea este să faci ceea ce trebuie când nu te vede nimeni. Da. E foarte tare dacă te gândești, nu? Că natura umană e ciudată și toți încercăm să fentăm, toți vrem să avem o viață ușoară, fără prea multe probleme, dar în același timp trebuie să-ți asume anumite chestii, nu? Exact. Etic pentru mine înseamnă și să recunosc atunci când nu am putut să fac ceva. Exact. N-am putut să duc la bun sfârșit ceva ce am promis că voi face. Și înveți și din greșeli. Și că nu fug de asta. Numai să înveți, nu? Da. Să nu le repeți, da. Nu? Da, da, absolut, da, că altfel devii prost, nu mai era greșeală. Care e definiția nebunii? Să faci același lucru să te aștepți la rezultate diferite, nu? Fain asta, da. Nu? Exact, da. Da, și în România sunt anumite probleme pentru că oamenii se simt neîndreptățiți în România, sunt frustrați. Și sunt neîndreptățiți de foarte multe ori. Și sunt frustrați de cele mai multe ori. Empatie, inteligență emoțională, toată lumea vorbește despre asta. Aici, ce este empatia pentru o actriță tânără? Și inteligența emoțională. Pentru mine, uite, empatia e atunci când lucrez cu un copil de 3 ani pe care chiar îl înțeleg. Chiar îl înțeleg. Și chiar mă pun lângă el pe jos să mă joc. Da. Și să nu mai fiu doamna profesoară care știe ea mai bine cum stau lucrurile. Te pui mintea lui, cu oamenii. Da. Păi da, eu cred că empatia și... Că nu am verdicte. Așa trebuie să faci ca să fie bine. Dar de unde știi tu ce trebuie eu să fac ca să-mi fie mie bine? Asta cred că ar fi empatia. Da, să te pui în papucii celuilalt. Sau cel puțin să încerci, că n-ai cum nici cum să te pui, dar măcar să lași garda jos. Empatie, inteligență emoțională, după mine, ține de cei 7 ani de acasă. Prea mult să bate monedă pe empatie și inteligență emoțională. Sunt chestii de bun simț, până la urmă. Că dacă ești crescut bine, exact, știi exact să respecti pe cel lângă, exact, să-l asculți. Nu exact sunt numai eu important și sunt fariseu să spun că vreau să fac bine, dar de fapt mă interesează numai de mine, știi? Exact. În România se întâmplă asta foarte des. A fi fariseu. Cred că în general se întâmplă asta des. Nu știu dacă numai în România. Alexandra, când spuneai de dragoste, la ce te referi că dragostea te-a dus înapoi în Mureș? Dragostea... Adolescentină. De iubit. Aia a fost. Că toată lumea vorbește acum de iubire. Iubire. Nu dragostea față de oraș sau o chestie din asta de jertfire pentru orașul natal în care eu m-am născut nici de cum. Nu. Deși mă simt foarte bine în Târgu Mureș. Okay. Am posibilitatea să plec acum la Cluj. Dar mă simt bine aici, așa, mă simt acasă, e spațiul ăsta cozy în care cunoști pe toată lumea, ai ieșit în oraș, salut, e bine. Și oamenii sunt faini, Mureș, chiar faini, da, și-s de treabă. Mă simt bine aici, dar a fost iubirea față de un băiat. Ok, da. No, păi asta, deci, de câte ori, de exemplu, dacă iubești pe cineva dintr-un oraș, se pare și orașul frumos. Așa e, chiar dacă e un oraș minier. Dacă ai un iubit sau o iubită de acolo, se pare frumos orașul. Da, exact. Adică iubita, chiar că e dărâmat orașul. Da. Așa e. Nu? Așa e, da. Da. Iubirea te face să fii un pic. Și acum te întreb, bineînțeles, o întrebare foarte generală, așa, planuri de viitor. Să devii milionară. Ca noi toți, nu? Da. În lei sau lire turcești? Și în lei bine. Și în roni, da. Da, de exemplu, da, acum 1.000.000 de roni sunt 200.000 de euro. Not bad. Nu prea mă satisface, nu.
În lire sterline. Deci măcar în euro, direct în lire sterline. Da, da. Da, banii n-aduc fericirea, da, dar... Da, întrețin. În adevăr că trebuie să fii prosper, să ai liniște, clar. Da, și tocmai să... Iarăși mă leg de artiști aici. Nu prea știu... Nu, să facă bani. Da, și eu mă văd pe mine, nu vreau să vorbesc de alții. Marketing, cu siguranță să vândă. Că sunt alții care știu să facă asta, mie parcă nu mi se cuvine. Deci așa o... Așa am fost învățați. Așa am fost învățată, da, da. Că trebuie să mă jertfez pentru asta, că trebuie să sufăr, să mor de foame. Măcar vreo săptămână să dorm sub pod, să văd cum e viața aia, că nu e ok dacă părinții mei au avut posibilitatea să mă susțin asta, nu e ceva, nu e bine acolo, că nu sunt eu destul de dezvoltată. Dar nici să nu fii într-așa vreme cât să spui că tot se cuvine, nu? A, nu, nu, absolut, absolut că nu. Doar că eu de multe ori am senzația că lasă, că... Păi noi pledăm în emisiunea noastră pentru prosperitatea românului. Clar, nu e doar o chestie idealistă, așa, hai să facem bine, să ne implicăm în comunități. Dacă n-ai bani, greu te implici în comunități. Nu, poți să faci și voluntariat, să-ți dai timpul tău, să zic așa, nu? Dar, ceea ce se și întâmplă, faci și asta. Dar ai dreptate, românul problema nu se știe vinde. Problema e că se întâmplă mai mult voluntariat decât exact. să te simți confortabil că până la urmă trebuie să trăiesc. În teatru, în România, de exemplu, sunt agenți. Nu știu, nu știu. De exemplu, tu dacă vrei să joci într-un film, să zic, la București, ai un agent al tău care... Există în România, există. Există agenți? Există. Sau firme de casting? Doar că prea puțin. Prea puțin. De obicei, tu ca artist, dacă ai un contract, te descurci pe cont propriu și nu te ajută nimeni, adică... Dar există, cred că există și am auzit recent că tot așa un grup de tineri artiști care veniseră din America au văzut că acolo așa se procedează și cumva au pus bazele pentru așa ceva, okay. doar că e foarte la început. Deci nu, noi încă nu ne gândim la un agent. Uite că în America orice actor are un agent, nu? Și dacă e un actor mic, nu? Fără agent te miști. Aici, în ceea ce privește teatru, nu cred că are nimeni ca actor de teatru. Probabil că idee. În film mai sunt care deja... Au agenți. Da, uh-huh. da. Și de la teatru, să zic, la film, ai vrea să joci, să zic, într-un film, într-un serial? Da, normal că aș vrea. L-am în minte deja. Adică? Am scenariu, dar nu pot să-l divulg. Ok. Să nu-l fure cineva, să nu? Nu... Și să fiu singură, doar eu! Poate că e mai greu pe scândură decât să joci în fața camerei. Sunt două lucruri diferite. Care au aceeași bază. Au aceeași bază. Doar că sunt puțin diferite. Ai vreo actriță preferată din România? Uite, îmi place foarte tare Ilona Brezoianu, de exemplu. A, din București. Da. Da. Știu că joacă cu Lia Bugnar, cred exact. Că. Uh-huh. Exact. E bună. Ofelia Popi îmi place foarte și mult. Și mie îmi place Ofelia Popi, da. Da, și luat premii pentru cea mai bună actriță, nu? A luat, da. Da, foarte tare. Și uite, Festivalul de Teatru din Sibiu, fenomenal. Ai fost la Sibiu? Am fost și la Sibiu, da. În Mureș sunt festivale de teatru? Sunt la universitate, se fac. Festivaluri între studenții din universitățile din toată țara. La teatru mai puțin, dar pe echipa din Târgu Mureș merge în diverse festivaluri din alte orașe. Dar nu știu dacă la Târgu Mureș. Probabil că or fi, dar nu le știu eu. Și cum vezi publicul din România? Cum îl simți? Însetat așa. El își dorește să vină, dar cred că cumva așa un cerc vicios. Adică el își dorește să vină și datorită a ceea ce-i prezinți, dar și el trebuie să vină cu ceva al lui. Adică trebuie cumva să ne educăm unii pe ceilalți. Și atunci când îi dai doar o singură direcție, doar pe aia o știe și nu-i vina lui. Și după pandemie e clar că omul vrea să iasă la teatru, la concerte, exact, nu? Că da. Sătul să stea în casă. Da, nu? Da, da. Cred că e un moment bun în care să prospere cultura acum.
Și cred că comediile merg cel mai bine. Și e important să le dăm diversitate, să le dăm din fiecare câte puțin, să aibă de unde alege. Comedie cred că trebuie mult după pandemie. Așa e, trebuie și comedie. Trebuie, în general, eu cred că tot timpul trebuie comedie. Păi uite, după primul război mondial și după al doilea război mondial au mers cel mai bine comediile. Lumea era sătulă de, de durere și suferință de, da, și moarte. Așa e, și... așa e. Așa e. Așa da, e. Și pandemia e ca un război, dacă te gândești, nu? Lumea da. Nu mai vrea să vadă fețe triste. Așa e, da. Cum poate să ajute un actor comunitatea din care face parte? Așa cum cred că poate ajuta asociația din care fac parte, comunitatea. Adică tocmai să ridicăm niște probleme pe care le avem cu toții, dar pe care nu vrem să le spunem de cele mai multe ori. Și să fim noi aia care ieșim primii. Să nu neapărat ieșim noi și pe urmă vedem ce se întâmplă. Cred că așa putem ajuta comunitatea. Și care e legătura ta ca tânără actriță cu oficialitățile, să zic, din oraș sau știu eu? Ai avut întâlniri cu cei care conduc urbea? Nu. Nu. Niciodată. Și dacă ar fi să le dai un mesaj așa, să ce mesaj ar fi pentru a, știu, ridica teatrul dintr-un oraș? Teatrul nu știu dacă mai are nevoie să fie ridicat, că el e bine unde e. Okay. Cred că tot ceea ce se întâmplă în independent, cu oameni care își doresc, dar nu au cum. Adică noi cum poate să ajute... Noi avem o asociație non-profit. Noi mergem cu bani de acasă. Adică noi lucrăm ca să investim... Deci primăriile ar putea să investească în teatru independent? Da, să investească în... pur și simplu să-mi dai un spațiu. Atât. Că de acolo încolo mă ocup. Eu chiar asta mă gândeam, pentru că am sunat, a fost o doamnă foarte drăguță de la primărie. Am sunat-o disperată, zic, doamne, uite, am facultatea de teatru, am o asociație. Zic, ce să fac? Să mă duc să mă angajez la Kaufland, că cum să trăiesc? Ok. Ce să fac? Spuneți-mi cum să fac, de unde să plătesc chirii de 1000 de euro, că n-am banii ăia, cum să exact. Fac? Foarte drăguță, doamna, ne-a și trimis un e-mail, am înțeles cum stau lucrurile, doar că e foarte greu, e greu, trebuie să aștepți mult, noi avem acum ideea, suntem... turbo, știi, bem tot, că pe sistemul ne hrănim cu Coca-Cola și acum vrem să le facem, vrem să facem, vin ideile, hai, vrem undeva, unde să facem, să ne ajute cineva cu asta. Păi nu, până la urmă s-au așezat, să zic, lucrurile, dar nu pentru că am primit ajutor, ci pentru că ne-am descurcat noi. Nu, sper ca cei care ne urmăresc din primărie să vadă acest... să aud acest mic strigăt și să zică, haideți, tinerilor, că vă dau un spațiu undeva. Da, sau cu proiectele din nou e... Să luați un sponsor să-l amenajeze, să zic eu, și o fabrică de lemn, să vă facă o de mobilă, să vă facă o scenă, da. Scaune, nu? Exact, exact. Și să puneți acolo partener oficial al teatrului privat. Teatru, teatre independente, independent. Și în cetate, care sunt dotate. Deci există, nu pot să zic că nu există, nu există așa ceva în Târgu Mureș, există. Da, da, știu, sunt tur, la Liviu Pancu. Exact. Da. Și mai există. Fain. Încă două pe lângă. Păi sper să reușiți, să te stinești plin de viață. Acum, la sfârșit de poveste faină cu tine, Alexandra, dacă ai un mesaj pentru oamenii frumoși ai țării, în cameră acolo, te rog. Dacă s-a făcut penicilina din pâine mucegăită, cu siguranță și din tine se poate face ceva. Love! Oameni buni, Alexandra Moldovan, actriță tânără și plină de idei fenomenale și de energie magică. Alexandra, mulțumim pentru prezența și ta vă mulțumesc. La televiziunea M9 TV și la Interviews for Hope. Oameni buni, pe curând! La revedere!